Elevii grupului școlar economic din Râmnicu Sărat țin pasul cu vremurile. Ei știu că șansele lor de angajare depind de profilul absolvit și optează pentru acele specializări care le oferă șanse mai mari de a obține o slujbă. Tehnician în gastronomie. Și cum este acest profil pentru tine? Foarte bun. Îmi oferă o diplomă când termin. Crezi că în momentul în care te-ai hotărât să mergi către acest profil din start, te vei și angaja mult mai ușor? Da. Pentru că mi oferă posibilitatea ca să mă angajez. Pentru mine acest profil înseamnă ceva foarte atractiv care mă poate ajuta pe parcursul vieții și cu scopul de a-mi realiza carieră. Dar dă cât mai bine la CV-ul tău în momentul în care te hotărăști să te angajezi și te duci din start cu profilul și nu mai e nevoie să faci alte cursuri de recalificare. Da. Mi se pare că e un profil foarte bun, mai ales cu specialitatea care e și... Ce specialitate ai? Tehnician în gastronomie. Și cum crezi tu că vei fi așa după ce vei termina școala și te vei duce să te angajezi? Aș dori să mă angajez pe ospătar, o meserie foarte frumoasă, din părerea mea. Iar diploma se va prinde bine. Da. Tocmai pentru a le oferi tinerilor șansa unei specializări căutate pe piața forței de muncă, la grupul școlar economic din Râmnicu Sărat au fost înființate 6 clase de profil. Tot mai mult tineri se îndreaptă către liceile tehnologice. Anul acesta ne-am făcut din prima etapă cele 6 clase propuse. Am avut 4 clase de liceu și 2 de învățământ profesional pe domeniile care le avem. Economic, comerț, alimentație și turism. Iar la profesional, învățământ profesional de 3 ani, ospătar, chelner, vânzător în unități de alimentație și comercian vânzător avem o clasă. Elevii grupului școlar economic din Râmnicu Sărat obțin la absolvire nu doar o diplomă de bacalaureat, ci și un atestat recunoscut de agenții economici.